Simona Halep sărbătorește la pescuit cea mai bună perioadă din carieră, 11 victorii la rând și primele două titluri WTA. Singura româncă învingătoare la Roland Garros, Virginia Ruzici, pariază că Halep va ajunge între cele mai bune 10 jucătoare ale lumii. La Wimbledon, Halep n-a avut probleme cu iarba care i-a trimis acasă pe Federer, Nadal, Sharapova și Azarenka. Nu am alunecat deloc. Problemele mele de spate au fost de la oboseală. Anul trecut și acum de ani, când am jucat la Wimbledon, dădeam două mingi și eram pe jos, cădeam, nu puteam să mă țin în picioare. Halep a fost și ea surprinsă de jocul ei perfect din ultima perioadă. În vacanță va lăsa racheta pentru undiță. O să te duci să pescuiesc, să te relaxezi? Da, cu siguranță mă voi duce. Îmi place, mă relaxează și îmi dă energie.